Administrația s-a batit că acești 60 de lei care au fost motivați la o persoană în lună, deci nu rezolvă și nu ridică salariul minim. O așteptat de colaboratorii noștri, una, a doilea, deci investind banii aceștia, deci noi protejăm colaboratorii noștri și le creăm condiții de muncă ca să nocivitatea să fie redusă. Asta doi. Și banii sunt extrabugetari și sunt făcuți de tot colectivul. Și trebuie să înțelegem una, că nu poate funcționa laboratorul dacă nu sunt deci, antrenați în muncă și nu îi ajută deci, personalul auxiliar. Vrem sau nu vrem, trebuie să lucreze și unii și alții și trebuie să fie remunerați tot așa. Poate nu tot așa, deci trebuie de făcut un procentaj poate mai mare la cel care are direct contact cu deci, materialul periculos și deci, cel care are mai puțin, dar oricum el contribuie la acumularea resurselor acestei extrabugetare. Vrem, ori nu vrem, deci... Corect, noi nici n-am vorbit.